Da, să-mi dai drumul la lavaieră, să mi-ai dat. Bună ziua, mulțumesc că ați venit la conferința de presă. E o conferință de presă de bilanț în care mă adresez bucureștenilor să le spun pe unde suntem cu Primăria Capitalei. Înainte de asta, fiind primul mesaj pe 2021, vreau să reafirm că orașul acesta are un uriaș potențial. Vreau să asigur bucureștenii că în 5-6 ani Bucureștiul va fi un centru regional, economic, academic și cultural. Prin urmare, dincolo de probleme curente cu care ne confruntăm și care nu sunt deloc plăcute, vreau să dau acest mesaj de speranță. Bucureștiul va deveni un oraș cu care vom fi cu toții mândri și Primăria Capitalei este din acest moment partenerul acestor uriașe potențialități pe care bucureștenii le au. La preluarea mandatului am spus că prioritățile mele pentru primele două luni, noiembrie-decembrie, vor fi criza financiară, criza sanitară și criza termoficării. Pentru ianuarie mai avem două crize. Avem o criză pe mediu și o criză pe deșeuri. Și, bineînțeles, prioritatea lunii ianuarie este elaborarea bugetului și a programului de investiții pentru anul acesta și pentru anii următori. În februarie vom începe să operaționalizăm marile lucrări de investiții pe care bucureștenii le așteaptă, în special cele din zona de trafic, infrastructură rutieră și termoficare. Încep cu zona financiară, pentru că este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în acest moment. Datoriile curente ale Primăriei Capitalei sunt 2,5 miliarde lei. Vreau să înțelegeți sau vreau să exemplific ce înseamnă 2,5 miliarde de lei. 2,5 miliarde lei înseamnă aproximativ cât a costat metroul din drumul Taberei. Înseamnă aproximativ cât costă podul de la Brăila peste Dunăre. Sau înseamnă 10.000 de apartamente. Și toți banii ăștia noi ar trebui să-i plătim acum. Asta înseamnă datorie curentă. Noi ar trebui să plătim acum, în momentul ăsta, cât costă tot metroul din drumul Taberei. Aici ne-au dus floricelele și concertele și târgurile și companiile municipale. Vreau să mai fac o remarcă. Conturile Primăriei Capitalei sunt blocate, poprite, începând cu luna august. Asta este motivul pentru care nu putem, conform legii, să plătim nicio lucrare de investiție. Sunt foarte empatic cu problemele multor oameni care sunt afectați de asta. Prelungirea Ghencea, de exemplu, sunt mulți oameni care mi-au scris. Nu putem să continuăm lucrările pe prelungirea Ghencea până când nu vom debloca această situație financiară. Și soluția la problema financiară pe care o avem e una singură, avem nevoie de sprijinul guvernului, nu cerem bani, adică nu cerem din bugetul de stat bani mai mulți decât banii pe care iau alte autorități locale, cerem în schimb două lucruri, cerem ca datoria pe care noi avem către ANAF prin intermediul STB-ului să ne fie eșalonată începând cu anul 2022 și cerem să ne fie ridicat plafonul de îndatorare pentru ca, începând din 2021, investițiile să fie finanțate exclusiv din fonduri europene și din împrumuturi. În felul acesta, în cursul anului 2021, putem să absorbim datoria pe care o avem și care ne duce în situații, este o pierdere uriașă de energie care se poate canaliza pe
alte lucruri. În fiecare zi vin solicitări. De exemplu, ieri am primit o solicitare: plătiți-ne că sistem furnizarea de gaz metan și astfel nu mai funcționează jet grill-ul. Și cererile de tipul ăsta sunt mai multe în fiecare zi. Deci asta este soluția financiară rezonabilă și am speranța că o să o avem în momentul la sfârșit de ianuarie, când se va discuta legea bugetului național și toate celelalte legi conexe, vom ajunge la această soluție. În ceea ce privește bugetul pe 2021, așa cum legea ne obligă și așa cum am spus-o de foarte multe ori, vom face o reală dezbatere publică a bugetului. Începând de săptămâna viitoare, vom discuta cu directorii din primărie și cu directorii instituțiilor din subordine de așteptările bugetare pe care le au. Evident că vom reduce cheltuielile pe care primăria și instituțiile din subordine le fac. La aceste discuții vor fi invitați reprezentanții ONG-urilor pe profilul fiecăruia, pentru că am anunțat, ne ținem de cuvânt, vrem să avem o colaborare cu ONG-urile. Săptămâna următoare vom avea o dezbatere pe partea de investiții și aici voi avea o discuție separată cu fiecare din primarii de sector, pentru că nu a fost foarte clar pe multe din investițiile începute cine se ocupă de ce. De exemplu, există pe programul nostru actual de investiții anvelopări de blocuri, o chestiune care trebuie să fie evident de competența sectorului. În fine, după ce vom avea aceste discuții preliminare, undeva în jurul datei de 1 februarie, când e de așteptat să ajungă și bugetul național, vom ieși către bucureșteni cu un proiect de buget și pe ăsta vom dezbate public. Tot pe zona financiară, chestiunea companiilor municipale. Am spus și-o, repet, au fost un dezastru pentru Primăria Capitalei. Vă dau numai câteva exemple. Spații verzi, plăteam 70 de milioane în 2016, când nu aveam companii municipale. 2019 am plătit 100 de milioane. Cimitire, de la 27 de milioane la 32 de milioane. Dezinsecție, deratizare, dezinsecție, de la 7 milioane la 13 milioane, aproape dublu. Și pot să continui cu asta. Nu mai spun și de cele care urmau să, compania imobiliară, compania de parking, care urmau să aducă mai buni bani și n-au adus aproape deloc. Reafirm și din partea mea și din partea majorității din Consiliul General voința de a desfința aceste companii municipale. Este un atribut al Consiliului. Consiliul a făcut deja câțiva pași. S-au numit în ultima ședință de Consiliu General, s-au numit adunările generale. În acest weekend se finalizează negocierile și vor fi propuși oamenii în consiliile de administrație. Există o comisie specială constituită în ultima ședință de Consiliu General pentru desfințarea companiilor, care o să aibă o primă ședință azi la ora 15:30, o să participe. Și din nou, pentru că e o chestiune tehnică care revine Consiliului, există întregul suport al executivului pentru desfințarea companiei. Zona de termoficare, vă aduc aminte, în cursul anului 2020 am semnat contractul de finanțare pentru 300 de milioane de euro. În PNRR, au fost incluși și 200 de milioane, tot de euro. De asemenea, printr-un mecanism de compensare cu Ministerul de Finanțe, am obținut 320 de milioane de lei pentru termoficare. Ăsta a fost un prim pas care a putut să scoată, sau primul pas care duce la ieșirea din insolvență la Elcen, partea de producție a energiei termice, să putem să accesăm fonduri europene. În februarie vom lansa licitațiile, aveți aici harta cu ce avem de făcut. Cu albastru este contractul care a fost atribuit deja către Energetica, compania municipalității. Cu roșu sunt rețelele primare care fac obiectul
contractului de 300 de milioane cu Ministerul Fondurilor Europene și cu Comisia Europeană. Mesajul meu pentru companiile de construcții care lucrează în branșă este că vom fi foarte serioși. Îi invit pe toți să se înscrie la aceste licitații. Este foarte mult de muncă și îi asigur că nu se va întâmpla cum s-a întâmplat până acum în Primăria Capitalei, cu plăți întârziate 6 luni, un an și jumătate. Deci vrem să fim serioși, profesioniști unii cu alții și de aia invit toate firmele care au această specializare de lucrări de construcții pentru rețele subterane să se înscrie la licitațiile pe care le vom demara în cursul lunii februarie. Noutatea în zona de termoficare este că ne-am exprimat intenția de a cumpăra Elcen. Este un deziderat care a apărut în spațiu public de foarte mult timp, inclusiv la administrațiile anterioare. Avem instrumentele să-l realizăm. Există disponibilitatea pe care am exprimat-o formal din partea Primăriei Capitalei. Este nevoie de acordul Consiliului General și este nevoie de acordul Guvernului prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Energiei. Sunt optimist că această preluare va avea loc. Zona de sănătate. Vă fac foarte pe scurt un bilanț pe unde suntem. Avem în continuare 50 de oameni detașați la DSP. Am avut 200, dar n-am mai avut nevoie de toți. Avem 50 de oameni detașați la DSP Ilfov și avem 50 de oameni detașați la serviciul de ambulanță. Pentru programul de vaccinare suntem la dispoziția DSP-ului și a prefectului, sunt cei care coordonează și deja la solicitarea lor suntem gata să detașăm 140 de persoane. Dacă este nevoie de mai mulți, evident că vom face toate eforturile de care este nevoie. Am avut 5 spitale care au participat la faza 1, care s-a încheiat. Dintre acestea, 3 au rămas în faza 2 și pentru că trebuie să predăm la un anumit moment Arena Națională UEFA pentru campionatul european, n-am putut să continuăm acolo. Am în ședința de Consiliu care va avea loc luni, o să schimbăm destinația parțială a circului metropolitan și acolo va fi din partea Primăriei Capitalei o locație pentru vaccinare. În total, cele 3 spitale și circul metropolitan o să aibă 30 de puncte de vaccinare. Tot pe zona de sănătate, vom închide spitalul modular de la Pipera. Nu se mai justifică, din fericire, numărul de persoane care au nevoie de îngrijiri medicale pentru coronavirus a scăzut și nu se mai justifică cheltuielile pe care le facem acolo. Evident, în situația nefericită în care numărul de persoane o să înceapă să crească, eu sper să nu ajungem acolo, fie disponibil pentru a fi refuncționalizat. De asemenea, tot pe zona de sănătate, vă anunț că am prelungit contractele de management ale directorilor de spitale, marea lor majoritate expirau în cursul lunii ianuarie, le-am prelungit cu 3 luni, este o posibilitate legală și vă anunț intenția de a organiza în jurul datei de 15 iunie concurs de management pentru toți managerii din cele 19 spitale pe care noi le avem. Pe zona de transport, ne pregătim să semnăm contractul cu Astra pentru 100 de vagoane, 100 de tramvaie. Este un contract pe bani europeni, 840 de milioane de lei, deci aproape 200 de milioane de euro. Aici, din nou, faptul că nu l-am semnat până la acest moment e o problemă care vine din fosta administrație. Dacă fosta administrație nu ar fi insistat cu firma turcească
în mod ilegal, așa cum a stabilit definitiv Curtea de Apel, noi am fi început să avem tramvai în București azi, pentru că s-au scurs niște ani de la momentul ofertei și pentru că prețurile au crescut, e nevoie de niște discuții tehnice pentru că acest contract să poată să fie onorat de către Astra Arad. Asta este motivul pentru care nu l-am semnat până în acest moment. Astra Arad a reînnoit scrisoarea de garanție, deci putem să-l semnăm în orice moment în care agreem. E foarte important să-l semnăm pentru că sunt niște bani europeni pe care trebuie să-i cheltuim pe toți până în 2023. Pe de altă parte, a existat o licitație organizată de STB pentru 40 de tramvaie cu o societate din Pașcani, îmi scapă numele ei. Acest contract a fost anulat de STB la sfârșitul lunii decembrie, din două motive juridice. Unu, nu existau banii în bugetul de investiții, nici al STB, nici al primăriei capitalei pentru această investiție. Deci nu puteai să semnezi un contract pentru niște bani pe care nu-i aveai și banii aceștia nu-i aveau pentru că, și aici nu este vina fostei administrații, pentru că a existat un raport al Curții de Conturi în ianuarie 2020 sau februarie, care a spus că nu se poate ca o societate comercială, care nu mai e regie, ci e o societate comercială, nu se poate ca ea să facă licitații pe bani care nu sunt ai ei. Deci tot ce înseamnă achiziție de vehicule de transport din acest moment, conform acestui raport și decizia Curții de Conturi, trebuie să fie exclusiv făcută de către Primăria Capitalei, care are bani. Și după aceea, în cursul contractului de delegare, aceste vehicule trebuie să fie atribuite contra unei redevențe, cum se face, către STB. Acestea au fost cele două motive legale. Nu mai spun de faptul că STB-ul are în acest moment datorii care ajung la 900 de milioane de lei către ANAF. Datorii care vin din faptul că ani în șir Primăria Capitalei nu și-a plătit subvenția pe care a agreat-o cu acest operator de transport. Dacă încă două mențiuni despre acest contract cu tramvaiele din Pașcani. Acest contract nu era oportun pentru că erau tramvaie de 18 metri, nu de 36, și necesarul pe toate liniile din București este tramvaie lungi, pentru că e necesar de a transporta mulți oameni, și pe de altă parte prețul lor, 7,6 milioane de lei, tramvai de 18 metri, era aproape cât costul unui tramvai dublu făcut de Astra Arad în cadrul contractului pe care noi îl avem, 8,4 milioane. Nu se justifică să dai pe un tramvai de 18 metri cât ai dat pe un tramvai de 36 de metri. Vom relansa curând licitația pentru cele 100 de autobuze electrice. După cum știți, aici avem bani europeni. A fost o problemă cu autobuzele electrice, motiv pentru care au fost două licitații anulate. Principala problemă a fost că prețul care a fost stabilit în caietele de sarcini nu a stimulat mari operatori europeni să participe la aceste licitații. Da. Și ce trebuie să facem și ce vom face pentru a nu repeta acest eșec este să suplimentăm, să trecem undeva de la 450 de mii de euro undeva la 550 de mii de euro. Ăsta este pentru un autobuz electric la marile firme care produc autobuze electrice în Europa, pentru a avea oferte de la mari operatori economici care produc autobuze în Europa, și vă asigur că nu vom pierde acești bani europeni pe care de asemenea trebuie să-i luăm până în 2023.
Pe zona de mediu avem niște probleme. În primul rând, există două proceduri de infringement cu Comisia Europeană. După cum știți, în cursul anului trecut a fost o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene care a condamnat România fără bani pentru moment, însă procedura imediat următoare a condamnat România pentru poluarea aerului din București, pentru particule în suspensie PM10. Etapa imediat următoare este, și care poate să se întâmple din moment în moment, este ca Comisia să înceapă să perceapă penalități României, care pot să ducă la sume considerabile pe zi. Tot ce și un al doilea mecanism de infringement, care este în curs de a fi lansat, este pe poluarea cu oxid de azot, NOx. Am avut mai multe scrisori de la Comisia Europeană la care a trebuit să răspundem. Și în esență, Comisia Europeană ne-a spus vrem măsuri imediate pentru reducerea poluării. Și tot ce am putut noi să facem, și nu aici sunt nevoit să critic fosta administrație, tot ce am putut noi să facem a fost să cerem puțin timp, pentru că nu există măsuri imediate pe care să putem să le luăm. Da? Orice măsură consistentă pentru reducerea poluării înseamnă studii de fezabilitate, proiect, finanțare, execuție. Nu poți deodată să construiești, să modernizezi 50 de kilometri șină de linie de tramvai pentru ca tramvaiul să meargă mai repede. Sau nu poți să faci deodată șoseaua de centură sau semaforizare inteligentă. Și tot ce am putut noi să facem, ce am încercat să facem, a fost să câștigăm încrederea Comisiei pentru discuții ulterioare în care să venim cu toate acele proiecte de care am vorbit în campania electorală, de metrou de suprafață, de marile parcări la intrarea în oraș, de semaforizare inteligentă, de benzi unice pentru autobuze, de strategie de parcare. Să sperăm că Comisia va fi, după mult timp în care a fost păcălită de autoritățile române, pe noi ne va crede. Nu e decât o speranță la acest moment. În fine, vreau să-mi cer scuze pentru două zone pe care nu le-am, în care am avut întârzieri. Zona de urbanism. Nu am putut să semnez ca primarul acte întocmite de direcția de urbanism, pe care o cunoașteți cu toții. Am avut o descindere, vă aduc aminte, acum 3 săptămâni. Două persoane sub control judiciar avem. Deci nu am putut să semnez ca primarul, am constituit o echipă și am reînceput să semnăm certificate de urbanism și autorizații de construire după ce le reverificăm noi cu echipa mea de consilieri. Apreciez că în aproximativ 2 săptămâni o să reintrăm în normal. Deci multă lume pe bună dreptate nemulțumită în zona asta. Eu am avut un motiv justificat. În fine, pe prietenii mei taximetriști așteaptă de mult o discuție și eliberarea autorizațiilor de taxi. Îi asigur că mă preocupă această problemă și în curând o să intrăm și cu ei în normalitate. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Bună ziua, Vlad Ungar, Antena 3. Domnule primar, vreau să vă întreb, sunt în continuare în multe sectoare din București oameni care stau în casă în frig, unii dintre ei n-au apă caldă, care sunt soluțiile pe care dumneavoastră le vedeți și un termen în care se vor rezolva și oamenii vor avea din nou căldură și apă caldă? Mulțumesc. Nu pot decât să mulțumesc că nu e un subiect de glumă. Nu pot decât să readuc aminte de administrația dezastruoasă din ultimii ani care a generat aceste probleme. În 2016, pierderile în rețea au fost de 3 ori mai puține decât în anul 2020. Da? Noi avem în aceste zile avarii
pentru că rețeaua, și asta deja e o chestiune care, în care trebuie să vorbim de 30 de ani, nu a fost întreținută. Asta este situația. Tot ce putem noi să facem și facem este să acționăm cât de repede se poate pentru a remedia aceste avarii și de a comunica eficient cu cetățenii. Și asta este ce facem. Și pe termen mediu, dacă se poate spune foarte mediu, mediu și lung, v-am spus deja, avem finanțare, dăm drumul la licitații, în vara aceasta începem mari lucrări la conducte și fie că preluăm Elcen, ceea ce eu îmi doresc, fie că nu preluăm Elcen, am venit să scoatem Elcenul din insolvență și Elcenul poate să acceseze bani europeni pentru a-și moderniza unitățile de producție. Și un termen când preconizați că se vor rezolva, nu știu, în decembrie 2021 vor mai fi aceste probleme sau vor fi gata lucrările? Va fi o îmbunătățire progresivă a situației pe încălzire. În iarna viitoare va fi mai bine decât acum. Peste două ieri va fi mult mai bine decât acum. Am o singură întrebare în final, dacă îmi permiteți. Dacă dumneavoastră aveți căldură și apă caldă și dacă n-aveți, care e soluția la care apelați? Locuiesc într-un imobil care nu este racordat la, așa s-a întâmplat, la rețeaua centralizată. Mulțumesc! Bună ziua, domnule primar! Voiam să vorbim un pic despre proiectele de infrastructură. În ce ordine a priorității le veți aborda și când preconizați că le veți relua? Ok, pe primul rând trebuie să le finalizăm pe cele care sunt în execuție. Sunt trei mari. Este prelungirea Ghencea, este podul de la Colentina și este lucrarea de la Glina, care continuă, dar care are întârziere mare de plată. Și după aceea, cum v-am spus, în cursul lunii ianuarie vom face cu direcțiile din subordine și cu primarii de sector o estimare realistă a ce se poate face în cursul anului 2021 și după aceea cu aceste hârtii, așa cum am spus, ne vom duce la Ministerul de Finanțe să vedem dacă ne ridică sau nu, sper, dar cu cât limita de îndatorare. Deci răspunsul complet la această întrebare o să-l aveți undeva 17 februarie. Despre podul Ciurel, ce ne puteți spune? Primarul de sector are o idee să lege până la Bulevardul Timișoara. Aveți de gând să marjați spre această idee sau rămâneți la ceea ce ne-ați spus deja, că podul ar trebui să nu continue acest proiect? Bun. Aici există foarte multe nuanțe în această discuție. Ce pot să spun este că în etapa imediat următoare o să facem o scurtă analiză de trafic locală și vom remedia problemele locale care există acolo. În al doilea rând, pentru a evalua ce facem cu zona de vest a orașului, e nevoie de o discuție puțin mai aplicată cu specialiștii. În orice caz, aici suntem absolut de acord și cu primarul sectorului 6 și cu Consiliul Județean Ilfov. Există niște rute care ies din sectorul 6 și care se opresc, cum e Bulevardul Timișoara și mai sunt câteva, și care ar trebui să ajungă până la autostrada de centură. Deci nu doar până la șoseaua de centură, ci până la autostrada de centură. Și în momentul în care noi vom avea mai multe ieșiri și pe Timișoara, și pe Giulești, și pe strada liniei către șoseaua de centură și către autostrada de centură, în momentul acela vom lua presiunea de pe Iuliu Maniu și vom avea altă problemă, adică o să avem alți parametri de trafic la care trebuie să ne raportăm. Deci aveți de gând totuși să reconfigurați cumva proiectul? Evident, da, ca să fie util, dacă tot l-am plătit. Ați vorbit și despre poluare. Ați spus că este greu să puneți în practică rapid, așa cum cere Comisia, pentru că e nevoie de multe hârtii, ca să spunem așa. Însă aveți de gând să introduceți o taxă de poluare în capitală, de exemplu? Bun, este o dezbatere cu
curs pe care a lansat-o Ministrul Mediului. Există modele care sunt utilizate în țări europene, cum ar fi mici taxe pe numărul de kilometri parcurși. E o dezbatere în curs. Tot ce pot să vă spun ferm este că nu susțin taxa oxigen așa cum a fost ea proiectată de vechea administrație. Avem o problemă și la numărul locurilor de parcare. Aveți de gând să faceți un proiect special pentru această zonă, pentru a rezolva cumva, și dacă da, cum putem rezolva? Asta a făcut obiectul, după cum știți, am avut deja două discuții cu primarii de sector și în prima dintre ele am discutat îndelung despre locurile de parcare. Nu este o problemă pe care... Este, deci, împreună cu eșeurile și cu termoficarea, sunt cele mai mari trei probleme ale Bucureștiului. Ce putem, urgența în acest moment este să relocăm acele locuri de parcare care împiedică banda unică pentru autobuze și troleibuze, pentru că ele au banda unică pentru autobuze și troleibuze ne ajută foarte mult în, și pe trafic și pe reducerea poluării. După aceea, toate celelalte măsuri de care am vorbit și pe care le vom implementa, să avem parteneriat cu privații care au parcări pe care nu le exploatează, să informatizăm într-un sistem unitar, și asta am vorbit de asemenea cu primarii de sector, toate locurile de parcare pe care noi și ei le au, și să, în funcție de asta, să adaptăm pentru a stimula parcarea mai departe, prețul pe fiecare din locurile de parcare, să ridicăm mașini abandonate, să vedem unde le ducem, pentru că e vorba de 50-60 de mii. Toate acestea o să ne ocupăm în lunile următoare. Vă gândiți astfel să relocați locurile acestea de parcare care blochează banda în parcări private? Ar fi o variantă sau unde ați putea să le relocați? Aceasta este o analiză pe care trebuie să o facem caz cu caz. Deci mecanismul e așa. Asta e ceva ce am început, numai că e laborios și este linie cu linie. De la liniile cele mai aglomerate pentru care avem evidența, să vedem care sunt mașinile, care numărul de mașini care le împiedică să aibă bandă unică, și după aceea caz cu caz să vedem dacă avem, cum este, un exemplu este Bulevardul Iuliu Maniu. Acolo avem complexul Cora, care are o parcare care este 3 sferturi goală la orice moment al zilei. Da? Deci, printr-un contract comercial corect cu complexul ăsta, putem să luăm o parte din mașinile care sunt pe prima bandă parcate legal în momentul ăsta pe Bulevardul Iuliu Maniu. Pentru alte locuri, putem să reconfigurăm străzile din spate, astfel încât în loc să avem mașini parcate longitudinal, dacă pierdem o bandă de trafic, să le punem transversal, să câștigăm niște locuri de parcare. De asta e o discuție care se face caz cu caz. Un singur subiect aș mai vrea să mai ating, cel al centrelor de vaccinare. Câte avem în București pentru etapa a doua de vaccinare și dacă sunt ele în momentul acesta pregătite? Bun. După cum știți, aceasta este o operațiune pe care o gestionează Ministerul prin prefect, adică statul prin prefect și prin DSP. Noi ca autorități locale suntem doar suport. Așa cum v-am spus, noi o să avem 5 centre în 4 locații, spitalele Colțea, Colentina și Obregia, și 2 centre la Circ, cu un total de 30 de puncte de vaccinare. Din câte înțeleg, la acest moment, la toate cele, adică prin acțiunea celor 7 primării de sector, avem undeva la 300-350 de puncte de vaccinare care sunt gata să fie date în lucru.
Și despre echipele mobile pentru vaccinare, sigur sunt persoane nedeplasabile care ar trebui vaccinate la domiciliu. Ați putea dumneavoastră să oferiți suport, așa cum ați spus, pentru a trimite niște echipe la domiciliile unor astfel de persoane care nu se pot duce la centru de vaccinare? Da, noi avem un număr mare de medici școlari pe care... Acum cât școlile sunt, medici și asistenți școlari, care acum cât școlile sunt închise, i-am oferit de câte ori ni s-a solicitat. I-am oferit la ambulanță, i-am oferit la DSP, i-am oferit la DSP Ilfov. În măsura în care ni se va solicita de către DSP și de către prefect, vom oferi medici și asistenți pentru aceste echipe mobile, dar nu... Așa este mecanismul făcut, nu-l coordonăm noi doar îi le acordăm suport. Mulțumesc! Bună ziua! Ce ne puteți spune despre programele pe care primăria nu le-a onorat, cum ar fi, de exemplu, voucherul Materna pentru femei gravide? Multe dintre femei au născut între timp, dar nu și-au primit banii. Vor primi aceste beneficii? Da. Înainte de a vă răspunde la această întrebare, vă spun foarte pe scurt care este ciclul nostru financiar. În fiecare lună primim de la stat undeva la 280 de milioane de lei, din care cheltuielile cu aceste stimulente pe mai multe categorii sunt cam 40 de milioane de lei, pe care i-am plătit de fiecare dată 40 de milioane. În cursul lunii ianuarie, am primit banii undeva acum 3-4 zile, s-au întâmplat două lucruri. Primul lucru care s-a întâmplat a fost că nu s-a aprobat încă legea bugetului de stat și atunci banii pe care i-am primit, i-am primit pe formula din legea 273 a finanțelor publice locale și atunci în loc de 280 am primit undeva la 240 de milioane de lei. Și al doilea lucru care s-a întâmplat e că a fost un ordin comun al Ministrului de Finanțe și al Ministrului Dezvoltării care ne-a obligat să plătim 65 de milioane restanță la o datorie pe care Radetul avea către... Adică noi să plătim la Radet și Radetul către creditorii lui. Deci din start, în cursul lunii ianuarie avem o pierdere, adică un venit neîncasat de 100 de milioane de lei față de alte luni. Sperăm că se va compensa în lunile următoare după ce se va aproba bugetul de stat. În condițiile astea, pentru luna ianuarie am alocat pentru aceste stimulente sociale 25 de milioane de lei, printre care pe aceste vouchere Materna. Deci mai puțin adulții cu dizabilități pe care i-am întârziat puțin față de ritmul pe care noi l-am găsit. Toate plățile pe care noi le-am făcut pe stimulente sociale, adică nou-născuți, femei însărcinate, copii cu dizabilități, adulți cu dizabilități, violență domestică, prevenire, abandon școlar, familii monoparentale, suntem cu aceleași întârzieri pe care le-am preluat de la fosta administrație. Deci pe Materna am plătit, dacă nu mă înșel zilele acestea, am plătit pentru luna august sau septembrie. 2020, anul trecut. Da. Bine, mulțumesc frumos. Bună ziua, Gabriel Colbai, spotmedia.ro. Domnule primar, vreau să vă rog să revenim un pic la problema termoficării. Spuneați că lansați licitații în februarie pentru a începe deja să cheltuiți bani din cei 300 de milioane și că lucrările ar începe undeva în vară. Vreau să vă rog să-mi spuneți undeva în vară când, că dacă începeți în august o să se lucreze două luni și nu o să se schimbe mare lucru și care e obiectivul, știu eu, măsurat în conductă, cam cât ar urma să se schimbe în 2021? Da, o să vă dau răspunsul complet la această întrebare cam în 20 de zile de acum, deci undeva în 10 februarie. Ce pot să vă spun este că, deci cum v-am spus, deci totul depinde de
procedura de licitație, dacă vor fi contestații sau nu vor fi contestații. Singurul lot care este deja atribuit, așa cum am spus, este cel al Energetica. Ei pot să lucreze deja 60 de kilometri. Eu sper să lucrăm și pe ceilalți 200 de kilometri. Și în special sper să putem lucra, după cum vedeți, între și în banii de la Energetica și în banii de la fonduri europene sunt conducte magistrale. Ele sunt cele mai... Pentru că cât de cât în toamnă te descurci să lucrezi în zone din astea, dar pe conductele magistrale nu îți permit să lucrezi în toamnă-iarnă. Deci răspunsul complet peste 3 săptămâni. Am înțeles. Vreau să vă rog să-mi spuneți, ați vorbit despre semnarea apropiată a contractului cu Astra, dar acele tramvaie vor veni, cred, vor începe să vină peste aproximativ 15 luni, probabil în cel mai scurt timp. Cele de la Pașcan nu mai vin. Știu că totuși STB-ul construia la Urac, sau început să se construiască niște tramvaie. Avem șanse să vedem ceva tramvaie noi anul ăsta în București? Din nu câte cred. Știți? Nu cred. Nu știu. Știu că a fost la un moment dat o asociere între URAC și Astra pentru construirea de tramvaie. Știu că există un prototip. Tot ce putem să ne așteptăm este ca URAC să modernizeze niște tramvaie din cele pe care le avem deja. Asta este așteptarea. La fel, răspunsul exact la această întrebare este când vom ști care este bugetul pentru investiții și când vom ști ce și cu noua conducere, după cum știți, care urmează să fie pusă la STB, o să putem să estimăm care este calendarul de investiții pe anul ăsta. Dar noi, în niciun caz, anul ăsta. Un singur lucru vreau să vă rog să mai spuneți. Înainte de preluarea mandatului, ați vorbit despre o caracatiță în primăria Capitalei. Am văzut câteva plecări între timp de aici. Ce se întâmplă cu caracatița acum? Conviețuiți cu ea? Trebuie să vă bazați pe ea ca să faceți toate reformele despre care vorbiți? După cum v-am spus, în acest început de mandat am avut de rezolvat niște urgențe. Și urgențele astea înseamnă funcționări de spitale, funcționări de rețea de termoficare, bani de salarii. E bine că am supraviețuit cu toții ca instituție. Nu am uitat nici de cum de ce am spus în campanie electorală, de altfel aici consilierii care au avut mai mult timp decât am avut eu s-au ocupat să propună niște planuri de audit pe care o să le vedeți. Numai că audit înseamnă implicit achiziție publică, deci lucrurile nu se vor întâmpla așa de repede cum probabil că mulți din susținătorii noștri le-ar dori. Dar tot ce înseamnă evaluare a activității administrației anterioare ne vom ține de promisiune. Vă mulțumesc! Bună ziua, domnule primar, Adrian Bărbulescu, Club Feroviar. Voiam să vă contrazic cu URAC. Am văzut eu anul trecut, în decembrie, este un tramvai Bucur-LF pe ciclul de producție. Mai spuneți o dată că nu v-am auzit. Pe ciclul de producție de la URAC se află un tramvai Bucur-LF, le știți acelea. Voiam, colegul meu, vin în completarea colegului meu, când ar putea să fie gata acela, deci în afara asocierii cu Astra, n-are nicio legătură. Așa, și în legătură cu licitația SDB-ului, da. Se ridică oarește semne de întrebare, având în vedere data și ora la care a fost comunicată anularea licitației, 31 decembrie, ora 16:30. Și doi, de ce nu a comunicat nici primăria, nici STB ulterior, domnule, s-a anulat licitația? Și am și o ultima rugăminte, dacă puteți să ne puneți la dispoziție raportul Curții de Conturi la care ați făcut referire, sau un extras timp. Mulțumesc. Sigur că da. Sigur că da. Deci, raportul Curții de Conturi o să verific că există o mică
Există o normă internă care se spune, care spune că se poate, e public din momentul în care a fost asumat, trebuie să fac verificarea asta, dar sunt sigur că, sau 99% că e, poate să fie făcut public. Ați mai întrebat de modalitatea de comunicare. Am fost 31 decembrie, cred că era foarte multă lume interesată de acest subiect. În ceea ce privește URAC, acolo există niște profesioniști care sunt subutilizați. Nu cred că cel mai eficient lucru pentru ei sau cea mai bună utilizare a lor este producția de tramvaie. Cred însă că ei pot să facă mult mai mult pentru modernizarea actualei flote. Cezar Ascutar, Digi24, am mai multe întrebări, dacă îmi permiteți. Prima, când și unde vă veți vaccina? O să mă vaccinez când o să-mi vină rândul. Și când o să o fac, o să fac anunț. Este o mare problemă în ceea ce privește deșeurile, în condițiile în care alte orașe deja fac pași rapizi spre rezolvarea acestei probleme. Ce veți face în această situație? Ok. Pe deșeuri, după cum știți, avem pe de o parte, avem niște bani europeni care ne sunt alocați. Banii europeni care ne sunt alocați sunt pentru toate etapele colectării plus incinerator. Aici pe cum facem cu deșeurile care rămân după sortare, o să avem o dezbatere publică foarte curând, adică incinerator sau nu. Și în afară de asta, sunt destul de optimist, adică chiar în ipoteza în care nu vom face acel incinerator, sunt destul de optimist că vom putea utiliza banii care nu sunt alocați până în 2023 pentru toate etapele anterioare. Mai sunt probleme în ceea ce privește plata salariilor anumitor angajați din companiile municipale sau al altor instituții din subordinea PMB? La momentul 20 decembrie aproximativ, când oamenii ar fi trebuit să primească salariile pe noiembrie, exista la două companii o întârziere de o lună. Dacă nu mă înșel, compania de managementul transportului și compania de dezvoltare durabilă, exact la acestea două, pentru care nu am putut să alocăm din restanțele financiare pe care primăria le are către aceste companii. Adică există, așa cum primăria și instituțiile din subordine, administrațiile, au datorii de 1 miliard către multă lume, au multe datorii către companii. În decembrie am putut să facem acest efort și pe o parte din banii pe care noi îi datoram pe aceste companii să ajungem cu salariile la zi pe luna octombrie, deci cu o lună în urmă. Din păcate, în acest moment, posibilitatea de a face plăți suplimentare este foarte redusă în acest moment pe contextul pe care vi l-am explicat cu 500 de milioane de lei pe care i-am pierdut sau mi s-au alocat în această lună ianuarie. De aceea e foarte important ca noile consilii de administrație care sunt numite de Consiliu, care a numit adunarea generală la companiile municipale, să lucreze foarte repede, să tranșeze ce facem cu acei oameni. Pe o parte dintre ei urmând să-i preluăm în administrație și atunci o să aveți o mare hotărâre de Consiliu prin care se va reorganiza întreaga structură administrativă a primăriei și a instituțiilor din subordine. Asta trebuie să o facem foarte repede, analiza, pentru că la multe din aceste companii, nu vor mai avea venituri și implicit se va cotiza problema salariaților. Oare nu va pune o presiune mult prea mare trecerea LCN în subordinea primăriei asupra bugetului PMB și dacă va reuși primăria să investească în instalațiile LCN, care știm sunt și ele vechi de 60 de ani? Da. De prețul, în primul rând, în anunțul de intenție pe care l-am făcut către LCN, am pus o condiție. LCN a fost evaluat la
În anul 2016 a fost evaluat undeva la 1 miliard de lei. Din 2016, valoarea aceasta, evident că nefiind făcute mari lucrări de investiții, trebuie să fie mai mică și o condiție pe care am pus-o în intenția pe care am exprimat-o a fost să facem o reevaluare a activelor pe care vrem să le preluăm. Deci mă aștept să fim sub 1 miliard de lei. Atât Elcen cât și creditorii lui, în momentul în care vechea administrație s-a pus această problemă, au fost de acord cu eșalonare a acestui preț. Deci, probabil că dacă vom ajunge să facem această preluare pe care eu mi-o doresc, prețul pe care va trebui să-l plătim în cursul anului 2021 este undeva la 200, 250, 300 de milioane de lei. Și asta face parte din acea solicitare către Ministerul de Finanțe pentru a ne extinde gradul de îndatorare. Pe de altă parte, în opinia mea, este exact ce trebuie să facem. Pentru că am dori să avem un producător de energie a cărui politică să fie, dincolo de reducere de costuri, două contabilități, două rânduri de director și așa mai departe, am dorit să avem o companie de producție a energiei termice, a cărei strategie să fie calată pe nevoile de căldură și apă caldă ale Bucureștiului. În momentul acesta, Elcen este o companie care vrea să facă profit din energie electrică și din căldură. În ceea ce privește transportul din București, veți mai face eforturi pentru a aduce o îmbunătățire a parcului auto, mai ales în ceea ce privește curățenia din mijloacele de transport, programul acestora? Fără îndoială. Deci, ce a început STB-ul să facă în acest moment a fost să afișeze în stații orarele reale ale liniilor care trec prin acele stații. O să vedeți, panourile acelea nu e cel mai fericit design, dar pentru prețurile minime pe care putem să ne le permitem acum, e un pas înainte. Deci asta o să facem. Repet, vorbesc de timp real în care autobuzul ar trebui să ajungă în stație. Ce mai facem acum este să negociem între Primăria Capitalei, ADI-ul de transport București-Ilfov și STB delegarea, contractul de delegare. Acest contract a expirat în decembrie, l-am prelungit pentru 3 luni și în martie vrem să-l semnăm pe 10 ani. Și în acest contract de delegare dorim să dăm o pondere foarte mare a controlului pe care ADI-ul face pe respectarea timpilor de transport. Adică să nu mai vedem 3 autobuze cu același număr care merg unul după altul. Deci asta va fi o obligație contractuală, așa vreau eu. E o negociere care se desfășoară în momentul ăsta. Dar e o chestiune care se întâmplă peste tot în Europa și în multe orașe din România. Penalizare pentru tipul acesta de fenomen, șoferi care stau în stație mai mult decât le spune graficul, autobuze care merg una după cealaltă. De asemenea, pe strict întrebarea dumneavoastră, nu cred că este o investiție mare să curățăm periodic și mult mai sistematic mijloacele de transport în comun, tocmai pentru a recâștiga încrederea bucureștenilor în transportul public. Sunt oameni care știu să facă asta, adică știu cum să planifice asta. Există oameni în STB care să o facă, n-au existat bani până acum. Deci este o chestiune care ține din nou de buget și de alocarea financiară pe transportul. Cristina Radu, ziarul Libertatea. În continuare a întrebării colegii mele pe tema Elcen,
Când estimați că vor începe procedurile de achiziție? Bun. Și cât va dura? În cel mai fericit scenariu, undeva în luna mai, ar trebui să avem achiziția făcută. Ați discutat? Există pentru a face acea evaluare, termenul este de o lună, o lună și jumătate, și în rest toți ceilalți sunt pași procedurale, adică o hotărâre de consiliu, o hotărâre a Consiliului Creditorilor, o decizie din partea Ministerului, aviz de la Consiliul Concurenței, toți ceilalți sunt pași procedurale. Ați discutat deja cu Elcen, cu executivul, ce v-au spus? Am avut, dincolo de acest anunț formal de intenție pe care l-am trimis ieri, am avut doar discuții informale cu fiecare dintre acești actori. Sunt foarte optimist. Cum va putea susține Primăria Capitalei și Termoenergetica și Elcen, având în vedere că cheltuielile sunt deja foarte mari și abia municipalitatea poate să le susțină pe cele pe care le are deja? Nu, problema nu, aici nu e o problemă. Deci Elcen, dacă ar fi primit la timp banii pe care Primăria Capitalei îi datora, ar fi fost o companie foarte profitabilă. Totul este ca din momentul în care preluăm, deci implicit tot procesul de insolvență și aproape faliment pe care l-a avut Elcen, a venit din faptul că Primăria nu și-a plătit la timp obligațiile financiare către Elcen. Totul este, și cred că asta este principala miză a preluării Elcen, este ca politica economică a acestei companii să se subordoneze interesului pe care municipalitatea l-are. Și în felul ăsta și prețul, vorbim pe ce e acum, da? Și prețul pe care el percepe către termoenergetica să fie convergent cu interesele pe care municipalitatea le are. În ceea ce privește fondul de modernizare pentru Elcen, acestea există deja odată ce Elcen este din insolvență. Fie că e singur, fie că e preluat de termoenergetică. Deci, ca să înțelegem, datoriile se vor stinge automat, iar angajații vor fi plătiți de cine? De primărie sau de minister? Nu. Sunt mai multe întrebări aici. În primul rând, datoria istorică este o datorie între primărie și Ministerul Energiei. Nu vorbim de datorie istorică în acest transfer, vorbim doar de preluare de active. Datoriile curente nu sunt extrem de mari în acest moment. Erau 500 de milioane, dar după toate acele compensări pe care le-am făcut cu Ministerul de Finanțe, sunt undeva la 100 de milioane. Deci aici nu este o mare problemă. În al treilea rând, în ceea ce privește cheltuielile de exploatare ale Elcen și de angajații lor, acestea vor fi mai mici în momentul în care vor fi preluate de către termoenergetica și așa cum am spus, chiar la nivelul de acum Elcenul este profitabilă ca entitate, da. Ok, mulțumesc. Tatiana Vașcovski, Alef News. Domnule primar, vă rog să-mi spuneți dacă cunoașteți în acest moment câți bucureșteni ar urma să înceapă vaccinarea în etapa a doua și dacă ați făcut o estimare, cât vă costă campania de vaccinare? Știm că prețul trebuie să fie plătit din bugetele autorităților locale. Cât au costat această organizare de centre și cât costă salariile pentru cei care vor face vaccinarea? După cum știți, există un ordin în curs și o ordonanță în dezbatere pe acest subiect. Ordinul spune care sunt categoriile de persoane care urmează a fi vaccinate în etapa a doua.
pe tot ce înseamnă iar ordonanța care încă nu a fost aprobată și care a fost, după cum știți, subiectul dezbaterii între primar și, și Ministerul Sănătății și Guvern, urmează să fie aprobată. Deci la a doua parte a întrebării nu o să o pot să o răspund decât după ce această ordonanță este, va fi emisă. În ceea ce privește prima întrebare, v-am spus, există niște categorii care sunt definite de ordin, probabil că ele nu o să fie modificate. Estimarea ar trebui să aibă prefectul pentru numărul de persoane care rezultă de aici. Dar oricum, ați făcut deja niște cheltuieli pentru organizarea centrelor de vaccinare. Le cunoașteți cât costă și că știu că până în septembrie ar urma să dureze toată această campanie de vaccinare? Deci, ce s-a întâmplat până acum în etapa întâi a fost că am avut 5 spitale ale municipalității din cele 19 care au vaccinat personal medical de la toate cele 19 spitale din București și de la medici școlari și alte tipuri de personal medical care a fost repartizat de către DSP. Deci cheltuielile au fost minore până la acest moment pentru că au fost făcute intern. Din acest moment, la fel, mai puțin, dar din nou, nu pot să anticipez ce va spune ordonanța care, care va spune cum se împarte între primării și autoritatea centrală, cum se împarte aceste cheltuieli. Ce am făcut până acum pe amenajarea circului a fost din nou minor, adică tot ce am făcut cu, cu materiale pe care le-am avut noi în altă parte. Și inclusiv proiectarea pe care a făcut direcția de urbanism de aici, deci n-am avut cheltuieli practic. Pe 20 de ianuarie sunt pregătite toate centrele acestea de vaccinare sau înceapă propriu-zis vaccinarea în București și mă întrebam cât estimați că ar putea să fie vaccinați bucureșteni zilnic în aceste centre. Și asta este o întrebare la care trebuie să vă răspundă Direcția de Sănătate Publică și prefectul și, bineînțeles, Ministrul Sănătății. Noi ne subordonăm acestei campanii cu tot ceea ce ni se solicită și am făcut-o la virgulă până în momentul ăsta. Adică veți accepta inclusiv să o plătiți din banii bugetului local dacă guvernul va decide prin acea ordonanță ca aceste cheltuieli să fie suportate de autoritățile publice locale? După cum știți, există o ierarhie a actelor normative și în ipoteza, dar nu cred că se va întâmpla ca acest act emis de o autoritate centrală să ne oblige la ceva, o vom face. Pentru că noi respectăm legea, dar în fine, discuția e abia deschisă. Am înțeles. Vreau să vă întreb și despre rețeaua de termoficare. Cunoașteți câte avarii au fost înregistrate de când ați preluat dumneavoastră mandatul? După cum știți, ele se publică în fiecare zi pe site-ul Termoenergetica și mai mult decât atât avem un call center care funcționează. Deci, în sfârșit, se răspunde la telefon, un call center pe care l-am făcut cu oamenii primăriei aici sus. Nu am o exact, dar trebuie să fie de ordinul câteva sute, pentru că în tot cursul anului 2019 au fost 1700. Deci, o regulă de 3 simplă, cam pe acolo. Și o ultimă întrebare, în aceste zile se răcește afară și ar putea, cunoașteți la ce capacitate, cât de fierbinți vor fi caloriferele în apartamente acum? Păi, atât de fierbinți cât nu se pierde din vina fostei administrații. Cam asta e ce pot să vă răspund. Mulțumesc! Bună ziua, Ciprian Maila de la Piața Presei. Domnule primar, cred că ați preluat mandatul la sfârșitul lunii octombrie, dacă nu mă înșel, pe 29. Au trecut până acum vreo 90 de zile aproape, da, să zicem. Ne-ați expus până acum probleme și termoficare, toate, deșeuri, poluare. Ce vreau eu să vă întreb? Înainte să preluați mandatul, Ministerul Dezvoltării împreună cu Banca Mondială au făcut public un sondaj făcut pe peste 13.000 de oameni referitor la orașele în care ne place să locuim. Până acum ne-ați tot expus de probleme, probleme, probleme. Bucureștiul era pe locul 4. În calcul erau luate mai multe. Serviciile de sănătate, străzile, tot.
Vreau să vă provoc puțin și să vă întreb unde credeți că va ajunge Bucureștiul în această toamnă, când se va reface din nou acest studiu. Da, acest studiu avea de un indicator care nu ține neapărat de calitatea vieții și care ținea de prețul chiriilor și alte lucruri care sunt din zona economică. Noi, ce cred eu că trebuie să... Acei indicatori pe care noi trebuie să-i urmărim sunt cei care țin exclusiv de calitatea vieții, mai puțin zona economică, pentru că evident că România, fiind o țară mai săracă, atunci și prețurile din București sunt mai mici decât prețurile similare din orașe europene. Deci pe mine mă interesează să, în acel clasament TomTom cu care măsoară cât la sută pierd șoferii în plus ca timp față de traseul lor normal, să creștem aici, adică să descreștem. Mă interesează pe indicatorii pe care Comisia Europeană îi face pe nivelul de poluare să ei să fie și aici mai reduși. Deci ăștia sunt indicatorii la care eu sunt foarte atent. Eu mă refer la un top făcut pe cele mai atractive orașe din România. Era Cluj-Napoca, Brașovul, Timișoara și Bucureștiul. De aceea v-am spus, în comparație cu aceste mari orașe, cum vedeți evoluția capitalei? Da. După cum am spus, am răspuns la o întrebare mai devreme. Lucrurile care, când am vorbit de răspunsul pe care l-am dat Comisiei Europene, din păcate, maturizarea unui proiect durează cam 2 ani. Deci, de acum până peste 6 luni, chestiuni substanțiale nu vor putea să fie făcute decât chestiuni de atitudine, cum este relația cu cetățeanul, cum este transparența, cum este siguranța cetățeană. Astea sunt lucruri pe care putem să le facem în 6 luni. Chestiunile substanțiale care țin de trafic, poluare, astea sunt ceva ce durează 2 ani. De ce vă întreb asta? Pentru că știu că nu sunteți deloc din București, sunteți născut în județul Brașov, în Făgăraș, și eram curios să vedem ce l-ar atrage pe un om, de exemplu, din Satu Mare sau din Iași, să se mute la București sau din Cluj. Pe mine m-a atras biblioteca Institutului de Matematică, da, știu eu. Ok, acum vorbim serios. Bucureștiul este un oraș cu un potențial economic extraordinar. Și din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al oportunităților profesionale, din punct de vedere al spațiului cultural pe care îl avem, fiecare din acestea sunt mari avantaje pe care Bucureștiul le are. Și totul este, toată sarcina primăriei este de a le fructifica în parteneriat cu toate aceste entități. Ok. De când ați preluat mandatul, vreau să vă întreb că totuși suntem în plină pandemie. Dacă ați avut până acum întâlniri cu directorii de școli, grădinițe, pentru că dacă se va relua școala pe data de 8 februarie, eu nu mai știu exact ce s-a mai făcut pe la școli, nemai având copiii trimis la școli. Ați avut cumva discuții? Sunt pregătiți directorii ca să se reia activitatea în situația în care se va decide de către guvern? Mulțumesc! Am calculat între timp, am 75 de zile de când am preluat mandatul. După cum știți, mai puțin câteva școli speciale și sper eu în curând, pentru că știți că am solicitat guvernului să ne dea cluburi de sportive școlare. Imensa majoritate a instituțiilor de învățământ sunt în subordinea primarilor de sector. Bună ziua, domnule primar, Alexandra Nistorescu, Realitatea Plus. Aș vrea să mă întorc puțin la rețeaua de termoficare, pentru că e iarnă și temperaturile în următoarea perioadă cu siguranță vor scădea și probabil ne vom confrunta și cu alte avarii. În această situație, oamenii sunt nevoiți să-și cumpere calorifere electrice, aerotherme, să folosească gazul de la aragaz pentru încălzire și în acest fel le cresc facturile. Ar putea fi despăgubiți acești oameni în vreun fel?
Eu tot ce pot să vă spun din partea termoenergetică este că pe căldura pe care ei o primesc nu vor fi taxați suplimentar. Adică există un indicator care e foarte clar și dacă se întâmplă ca 3 zile, 4 zile din lună să nu aibă căldură, aceasta nu va fi facturată. Adică nu se facturează acea apă caldă, apă rece care trece pe care vine când nu e căldură pe rețeaua de apă caldă. În rest, vreau să reafirm, chiar dacă pare contraintuitiv în momentul ăsta, că rețeaua centralizată de încălzire termică este cea mai eficientă. Cel mai important argument este că pentru asta ne-a dat Europa bani. Să o refacem pe asta. Da? Nu ne-ar fi dat dacă ar fi existat o soluție mai bună. Și din punctul de vedere al eficienței energetice, și din punctul de vedere foarte important al poluării, ceturi mari la intrarea în oraș sunt o oportunitate pe care noi o avem. Rog bucureștenii să aibă puțină răbdare pentru a reface tot acest sistem care o să fie și care funcționează în multe orașe din lumea asta și inclusiv în orașe din România și o să fie soluția și economică și de mediu potrivită pentru noi. Până în momentul în care vor începe lucrările la rețeaua de termoficare, ce soluție aveți pentru aceste avarii, în afară de intervenție? Nu există altă soluție decât intervenția cât mai rapidă și avem și oamenii și materiale pentru ca ea să se facă. Cu o nuanță pe care, din nou, vreau să fiu foarte onest cu dumneavoastră. Există zone din orașul ăsta în care nu se pot face intervenții fără a opri căldura. Și atunci există avarii sau intervenții la avarii care sunt amânate tocmai pentru a nu lăsa, pentru a aștepta niște zile puțin mai călduroase, pentru a nu lăsa oamenii în frig. Mai am o întrebare legată de acea taxă pentru poluare. Spuneați mai devreme că nu susțineți taxa oxigen așa cum a fost ea proiectată. Dacă va fi implementată o astfel de taxă, cum va arăta? Bun. E, pentru moment, Ministrul Mediului a lansat o dezbatere națională pe acest subiect, în care evident că experții noștri vor participa. Acea taxă oxigen nu era rezonabilă din niciun punct de vedere și mai ales în relația pe care eu ca primar vreau să o am cu cetățenii, nu vreau să impunem niște obligații. Deci, nivelul vieții bucureșteanului în momentul ăsta este cel pe care îl știm, da? Nivel de calitate al vieții. Și nu vreau ca noi, din acest moment, să începem să impunem taxe înainte să aducem niște îmbunătățiri. Asta este politica pe care vreau să o am. Mulțumesc! Ai mai pus-o? Vreau să revin un pic la... Ați spus că veți pregăti bugetul pentru 2021 în luna februarie. Mă întrebam, legat de taxe, că tot asta era discuția, dacă există ceva taxe noi pe care vreți să le implementați pentru noi cetățenii, atât persoane fizice cât și juridice. Știu despre faptul că există un ajutor pentru cei din Horeca. Ce alte taxe ar putea să conțină acest buget, pentru că ca să știm cu ce ne pregătim. De exemplu, în sectorul 1 știu că vor mări prețul pentru parcare. Da. Da, da. După cum știți, legea ne obligă, dacă pe tot ce înseamnă taxe locale, să le anunțăm înainte de finalizarea anului anterior. Deci pentru că noi, mai puțin acele pe Horeca și încă câteva care sunt minore, nu le-am modificat pe cele din 2020, pentru anul 2021 nu vor exista, taxele vor fi similare cu cele din anul 2020. Pentru anul 2022, da, într-una din discuțiile pe care le-am avut cu primarii de sector, am hotărât să facem un grup de lucru pentru a vedea, pentru a dezbate nivelul taxării pe tot ce înseamnă taxă locală și pe tot ce înseamnă
unitate administrativă. Și aia va fi o mare dezbatere publică, sigur. Dar în 2021 sunt similare cu 2020. Bună ziua, Atena Tocnostă, Radio România Actualități. Consilierii generali din partea OSR au anunțat că vor să facă să antameze un audit extern pentru perioada 2017 până în prezent. Cât ar credeți că ar costa și ce urmăriți? Adică nu a fost și Curtea de Conturi. Mă întreb dacă aveți bani și dacă veți descoperi ceva mai mult decât Curtea de Conturi. Mă rog pe rând. Vă spun că doar că am luat cunoștință de această solicitare, care evident că sunt de acord și chiar dacă n-aș fi Consiliul Suveran, sunt de acord cu ea, nu am studiat-o în detaliu, probabil că ce este de dorit este să ne ducem către acele zone unde și dumneavoastră și noi ca opoziție ani în șir am spus că există pierderi, să ne ducem să vedem care sunt tarifele pe care le-au perceput companiile municipale pentru diferite servicii, să ne ducem să vedem de ce la evenimente publice, deși primăria avea o companie de pază, apela la privați. Deci toate aceste lucruri pot să fie relevate de un audit cu care sunt absolut de acord și de asemenea sunt de acord cu un audit care să vadă funcționarea fiecăruia din instituțiile din subordine. Problema este că auditul și toată procedura de licitare, achiziție, ceva ce durează și eu până acum m-am preocupat de chestiunile astea care erau urgente. Și va răspunde cineva de măsura în care se va descoperi că, mă rog, știm, au angajat, deși avea companie de pază, au angajat cu alte societăți. Nu? Asta se știa sau erau mai scump. Va răspunde cineva, cine, dacă mai sunt directorii aceia, vor mai fi? Fără îndoială că fiecare dintre oamenii care, dacă se întâmplă să fie chestiuni ilegale, fiecare dintre oamenii care le-au făcut o să plătească. Cum a fost cu compania, am avut incidentul cu acoperișul de la Arena Națională acum 3-4 săptămâni, pe care compania municipală l-a acționat în mod defectuos, încălcând caietul tehnic al acelei instalații și pe care i-am pus la plată 270.000 de lei. Bun. Tot consilierii generali din partea OSR au anunțat că au reintrodus în discuție incineratorul, construirea unui incinerator pentru deșeuri municipale în capitală. Uh-huh. Unde ar putea fi acesta construit și din ce bani? O să avem foarte curând o largă dezbatere publică pe subiectul ăsta. Dacă e să fie incinerator, se poate resuscita proiectul european de care am vorbit. Sunt bani pentru colectare și pentru incinerator. O să vedem în urma dezbaterii, care, repet, o să fie foarte curând, pentru că există o presiune care vine, pe de o parte, există două presiuni, una care vine de la Comisia Europeană, deșeuri și a doua care vine de la gropile de gunoi care sunt aproape umplute în jurul Bucureștiului. Deci trebuie să luăm foarte repede o decizie. Din câte știu eu, banii europeni pentru incinerator, cred că ar mai fi fost posibil să fie accesați, cred că doar în acest an, dacă nu anul trecut. Adică a fost o limită prin care, până când Uniunea Europeană dădea bani pentru acest sistem. Nu. Tot ce înseamnă bani europeni pe exercițiu 2014-2020, într-adevăr e 2020 anul, dar tot ce înseamnă bani europeni pot să fie accesați de fapt până în 2023 și este posibil ca Comisia Europeană să dea pentru toată lumea o suplimentare de 6 luni din cauza pandemiei. Și o ultimă întrebare a spus, pe care o să o leg cu următoarea care este legată, dar mă rog, a spus că aparatul primăriei când ați venit și ați preluat mandatul este foarte mare, 70.000 de oameni, nu știu dacă vă făceați referire și la primăriile de sector, însă în aceste zile se desfășoară concurs pentru angajarea unor persoane la call center pe care eu nu am înțeles de ce trebuie care vor fi și din alte direcții, adică sunt oameni pe direcția venituri, direcția nu mai știu ce. Ce pot răspunde oamenii la direcția venituri sau, mă rog, la direcții care, cum să zic, nu prea sunt de servicii publice unde, în general, oamenii au nevoie? Și leg o ultima întrebare. Când veți ține audiențe? Pentru că sunt probleme serioase. Cetățenii
V-am și semnalat dumneavoastră înainte de anul nou problema când se pierde apă caldă. Cetățenii sunt pasați cu hârtii dintr-o parte în alta și nu se rezolvă problema. Deci da, proprietatea li se distruge, nu se rezolvă cine, a cui este țeava, deși e pe domeniul public. Deci oamenii vor totuși să vorbească cu cineva dincolo de aceste schimburi de hârtii. Bun. Pe problema call center-ului, după cum știți ce se întâmplă, sau vă spun eu, ce se întâmplă acum e cumva ad hoc, în sensul că ar fi fost foarte scump să achiziționăm servicii de plată la minut, cum se cumpără call center-urile, cum sunt pe piață call center-uri, și atunci prin amabilitatea unor angajați din niște direcții, ei fac asta cumva voluntar, adică i-am detașat de la direcțiile unde iau o carieră profesională, le-am spus că o perioadă avem nevoie de sprijinul lor și unii în mod voluntar fac asta, sunt cam 20 de persoane în două schimburi. De ce am făcut achiziția pe diverse direcții din primărie și n-am făcut o achiziție pe direcția de asistență tehnică și juridică, de exemplu? Pentru că există niște reglementări naționale care îți interzic să faci modificări de organigramă mai des de 6 luni. Și noi avem iminentă, sau în fine, vrem să facem în intervalul lunilor următoare o modificare de organigramă prin care să preluăm oameni valoroși din companii. Și atunci n-am vrut să facem acum o modificare de organigramă pe care să o dăm prin Consiliul General, să luăm aviz de la administrația funcționarilor publici, să fim blocați după aceea pe 6 luni. Și am recurs la acest artificiu în care oamenii de fapt lucrează în niște direcții, dar sunt detașați imediat ce sunt admiși la concurs la acele direcții, vor fi detașați automat la call center. Când vom reface organigrama, ei vor fi la asistență tehnică și juridică. Legat de a doua întrebare, sunt conștient. Sunt conștient și asta am vrut să spun, că există probleme în instituție, există, de exemplu, la direcția de urbanism există probleme, există câteva, nu știu, probabil sute de oameni care au reclamat diferite lucruri și care, bineînțeles că n-au primit răspunsul adecvat, avem nevoie de puțin timp ca să facem să funcționeze toate mecanismele astea. Ok, mulțumesc!